Și am revenit cu continuarea challenge-ului. Vedem că deck-ul nostru a dat rezultate până în acest punct. Am reușit să obținem 5 victorii din 5 și este momentul să dăm ultimul match. Meciul care ne poate aduce acest emote. Băi, n-am mai câștigat de mult un emote din challenge, nici n-au mai fost de fapt în ultima vreme. Dar haideți să-i dăm drumul și cu ultimul meci, să vedem dacă reușim să obținem și cea de-a 6-a victorie. Trebuie să fim foarte concentrați, am cam înțeles care e șmecheria cu acest challenge și de fapt cu această carte, cu Skeleton King-ul. Dar vom vedea. Ok, o să punem minioni aici pe Mega Knight. Să dăm și cu Mother Witch-ul. Excelent, a dat acolo Fireball-ul. Bun, în acest moment vom pune din spate Skeleton King-ul. Să punem Skeleton Army-ul pe... Și în acest moment el este full de scheletoni. O să spaneze vreo 20 de scheletoni. Și să vedem cum reușim să ducem acest atac. Are Valkyra din păcate. Să punem și Bowler-ul aici. Da, un jucător foarte bun. Reușește să ne oprească acest atac. Și din nou vine la fix cu Fireball-ul. Cu siguranță va încerca cu balon acum următorul atac. Și trebuie să avem grijă. O să punem Mother Witch-ul din spate. Din moment ce a dat Fireball-ul, nu cred că mai are counter pentru Mother Witch. Să punem din spate de tot. Trimitem... punem Skeleton King în față și... Aș pune și Skeleton Army-ul. Oh, și ce bine a pus acolo... Ce bine a pus Mega Knight-ul. Da, este cam pierdut acest match, sincer. Nu știu dacă vom mai reuși ceva. Oh, și ne dăm abilitatea greșită. Na, nicio șansă. Nicio șansă în acest match. E un jucător foarte bun, știe să joace. Pune Mother Witch aici. Hai să vedem Valkyra dacă reușește să păcălească acel... Mai și un Eros. Da, și nu reușim mare lucru. Spunem Bowler-ul totuși în față. Trimitem și Fire. Cred că va da Fireball aici. Da, nu avem nicio șansă cu el. Încercăm. Nu, s-a dus timpul. Da, mă așteptam să fie un meci greu. Din fericire mai avem încă două șanse. Așa că haideți să mai băgăm o fisă. Sperăm că ultima. Ok, bun. Din nou, începem cu Bowler-ul din spate. Se pare că avem un adversar mai accesibil așa la prima vedere. În sensul că nu are pasul cumpărat. Ar putea fi mai dezinteresat de joc, nu? Să trimitem aici Firecracker-ul. Nu, și-am pus greșit Skarmie-ul acolo. Nu înțeleg ce a fost în mintea mea. Un Fireball dat greșit. Și din păcate activăm King Tower-ul. Ok, bun. Trimitem Valkyra. Și cu Bowler în spate. Punem și Firecracker-ul aici. Mai dă și el ceva damage. Oh, și din păcate pierdem duelul cu arcașele. Cu săgețile. Aici probabil că turnul va reuși să scoată acest erou, bun. Aici pe King Tower-ul.
De fapt era Madowich mult mai indicată, dar nu prea aveam cum. Ok, scoatem aici Inferno Dragon-ul. Nici nu îmi doream mai mult. Și așteptăm să vină cu Magic Archer-ul la pod, după care vom pune Valkyra. Bun, trimite Madowich-ul. Să punem și Bowler-ul pe partea dreaptă. Parcă avea Fireball, dacă nu mă înșel. Punem aici și Firecracker-ul și haide să vedem ce reușim cu acest atac. Din păcate nu mare lucru. Totuși îi dăm ceva damage. Să punem Skarmio aici. Scăpăm Binișor din acest atac. Să punem Firecracker-ul din nou. Cu siguranță va da Fireball sau Arrows, dar ratează din fericire pentru noi. Da, chiar avem șansă acest match. Pare un jucător destul de slab. A făcut multe greșeli, inclusiv aici. Putea să prindă toate trupele. Din nou punem King-ul. Să punem și minionii. Mai dăm aici un Firecracker și nu reușim mare lucru. Trimitem Bowler în față. Nu. Ok, Madowich-ul aici. Ok, din nou Valkyra ajunge pe Turbo și cât damage ne dă acel Rain Rider. Meciul este aproape pierdut. Nu știu dacă vom reuși să mai aducem. Da, va da un Fireball și pierdem acest al treilea meci. Și mai avem o singură fisă, ultima șansă. Sper că vom reuși să obținem victoria și să câștigăm acel emote. O să avem o grijă mai mare de această dată. Bun, începem din nou cu Skeleton King-ul din spate. Punem și Madowich-ul aici. Firecracker-ul pe partea stângă. Un loc ratat. Aici, dăm Arrows aici pe Firecracker. Aș vrea Bowler în față. Bun, e șansa noastră. Hai să vedem dacă reușim ceva din acest atac. Mai dăm un Firecracker, deși nu e idee prea bună. Știu că avea un log. Și reușim să-i doborâm primul tur. Se duce acolo Bowler-ul cu Skeleton King-ul și ne-am grăbit aici cu Valkyra, nu trebuia să o punem. Nu vom reuși să-i doborăm ambele turnuri, dar oricum reușim să facem un avantaj destul de consistent. Acum trebuie să scăpăm de acel healer. Ieșim destul de bine din acest atac. Punem Bowler în față. Punem și Firecracker-ul aici. Și haide să vedem cum ne descurcăm. Dăm drumul la abilitate. Spanează acolo o grămadă de scheletoni și reușim să-i doborâm și cel de-al doilea tur. A dat acolo un Fireball absolut inutil.
și mai puțin de un minut până la terminarea acestui match. Un match pe care sperăm să-l câștigăm. Punem schelet în armiu pe partea dreaptă, ne dăm și abilitatea. Bun, și acum toți scheletonii se mută pe partea stângă. Dăm aici un Eros în care nu prindem fire, cred că din păcate. Dar mai sunt mai puțin de 20 de secunde din acest match. Și probabil nu vom reuși să obținem un 3 crown. Dăm un Eros aici, dar cu siguranță victoria este ca și obținută. Și deblocăm astfel acel emote. Și îl adăugăm în colecția noastră. Bun. Hai să vedem. Da, reușim cea de-a 6-a victorie. Asta e emote-ul. Vedem animația care ne duce în inventory. Și da, îl avem aici. Putem deja să-l punem în deck. Să-l schimbăm cu acesta. Și cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!